că la tinerețe este vremea cea mai potrivită pentru căsătorie din toate punctele de vedere. Și nu zic un amănunt, că doar se înțelege asta. Nu prea repede și nu prea târziu. Mi-a spus odată unui băiat, trecuse, cred de 30 de ani, se apropia de 40. Dar i-a spus asta ca pe la 30. Zic, dacă nu te grăbești, din două una, ori o să ții o nevastă mult mai tânără decât tine și aia nu o să știe ce înseamnă să aibă bărbat tânăr, ori o să ții o nevastă așa mai trecută ca și tine și tu nu o să știi ce înseamnă să ai nevastă tânără. Pentru că toate lucrurile sunt frumoase la vremea lor, spunea Înțeleptul Solomon Ecclesiastul, capitolul 3, și Dumnezeu le face frumoase la vremea lor. Ce-a zice aici, să vină la nuntă cu soră de 60 de ani. Să sperăm că e destul de dreaptă, n-are osteoporoză sau alte boli care, vorba poetului, bătrânețe se vede și din față și din spate și din profil și din toate unghiurile. Iar un al doilea principiu. Alegerea în căsătorie are o are foarte bine definită. Poporului Dumnezeu. Tineri care sunt născuți din nou. Iată ce spune Scriptura. Deuteronom, capitolul 7. Mai întâi enunț principiul acesta pentru evrei. Versetul 3. Să nu te încuscăși cu poporile acestea, vorbea de cananiți, să număriți pe fetele tale după fiii lor, să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Dar de ce această interdicție? Doar așa să rămână foarte intactă gena? Nu. E o problemă spirituală. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji altor Dumnezei. Domnul s-ar aprinde mânie împotriva voastră și chiar nimicii îndată. Și unii au crezut că e doar o recomandare. Nu-i o lege peste care nu se poate trece. Între cei care au vrut să treacă peste această limită și și-au permis, a fost și regele Solomon, despre care vă citesc în Împărați, la capitolul 11, unde scrie de la versetul 1, Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. Era foarte romantic, poet, bogat, înțelept. Enumeră câteva neamuri de unde și-a luat neveste și scrie peste 2, din neamul spre care Domnul zise copilul Israel, și v-am citit din Deuteronom ce spunea Moise, să nu intrați la ele, nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inima spre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. Unii renunță la credință pentru astfel de relație din start. Solomon a rezistat mulți ani. A fost tare totuși. Dar scrie în versetul 3, nevestele i-au bătut inima. Versetul 4, când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți Dumnezei. Nu le-a putut el converti. L-au convertit ele pe el. Și scrie în Biblie aici, în versetele următoare, că le-a construit temple. Oare nu se mirau evreii, așa ca românii când își fac cruce? Păi, Solomon a făcut templul ăsta pentru Domnul. Numai ce face aici? Face ceva case pentru Doamne? Nu, nu, nu. Biserici la Doamnele lui. N-a rezistat. Pentru că în sfera poporului Dumnezeu, Duhul Dumnezeu este Cel ce stăpânește. În afară sunt alte spirite. Și omul nu are capacitate peste spirite. Spiritele au capacitate peste oameni. De aceea spune Scriptura și în Noul Testament, chiar și dacă e cazul unor văduve, 1 Corinteni 7:39, căsătorească cu cine vor, dar în Domnul. Aceeași mențiune. Și iar mai citesc versetele acelea, mereu amintite în fața voastră, 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 14, nu vă jucați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. Căsnicia este cel mai sacru, cel mai puternic joc. E viața împletită în toate aspectele ei.
Versetul 16. Și să ne amintim de Solomon. Cum se împacă templul Dumnezeu cu idolii? Cum? Pe stânga templul Domnului, pe dreapta să ne imaginăm strada acolo, celălalt. Când mergeau ele să se închine, ori Solomon mergea la templu sau mergea cu ele sau rămânea în stradă, nu? Da. Cred că a trăit acele decepții descrise în cartea Eclesiastul și pe acest fundal al aplecării lui spre alți Dumnezei. Unii sunt de părere în vremea noastră că ar trebui să-i cununăm pe tineri și dacă nu sunt născuți din nou, și dacă nu-s botezat, și se vor căsători după aceea. Evident că dacă nu mai pot să stea, trebuie să se cunune din punct de vedere civil. Dar mă gândeam, pragmatic vorbind, se căsătoresc doi care nu cunosc pe Dumnezeu, nu născuți din nou, firești. Ce să le predic? Că scrie în Biblie că pentru omul firesc, lucrurile sfinte sunt o nebunie. O să uite la mine și o să zică, tu crezi că eu nu cred. E normal, că nu are cum să creadă, nu are cum să fie de acord și cu atât mai puțin nu poate să trăiască ceea ce îi spun. Atunci, ce sens ar avea să facă o slujbă la astfel de nuntă? Se vor căsători civil și vor veni la adunare și cu vremea, dacă va fi cazul, dacă se vor copii, vom boteza. În Roman scrie foarte clar, cei firești nu pot să facă vreo Dumnezeu, nu pot să placă lui Dumnezeu. Sau, așa mai într-o altă imagine. Ei sunt, cum spunea Domnul lor, copiii diavolului. Cei din caranții poporului Dumnezeu sunt ai lui. Cum să conscrim pe Dumnezeu cu Satana? Se poate. Deci, iată aceste două principii. A te înscrie în acest proces la vreme potrivită și în a privi în jur în ce privește alegerea numai în limitele poporului Dumnezeu. Prezint acum trei proceduri. 1. Până aici am avut de-a face cu întrebările din principiu. Când? La tinerețe? Cu cine? Cu cineva de la adunare. Da, da, acum întrebările devin foarte analitice. Înainte de a face facultate. După aceea, cu Ionică sau cu Vasilică? Bun, și Ionică și Vasilică și Petrișor și încă mulți alții sunt în adunare. Și Ioana și Alexandra și Maria. Da, da, care? Vorba aceea, la Adam a fost simplu. Că a căutat și n-a găsit. N-avea de unde. Trebuie să-i fabrice Dumnezeu. Dar acum sunt. Cum mi-a spus mie odată un băiat care a venit aici, a zis, trebuie să vin multe slujbe și le-am arăt pe toate fetele la Betel să mă uit care mi s-ar potrivi. Păi nici nu trebuie să caut în felul ăsta, dar vreau să zic că din această mulțime, care este a ta, care este al tău? Aici se arată starea spirituală și valoarea relației cu Dumnezeu a fiecărui tânăr prin modul personal de călăuzire. Aici se vede dacă ai credință în Dumnezeu, dacă ești sigur pe credințarea care o ai, pe ce îți bazezi acea încredințare. Am întâlnit situații în care nuntă logotă și nuntă, alții după nuntă, frate, îmi pare rău că am făcut pasul, primul, așa, în jumătate de pas al logotnei, pare că m-am căsătorit. Dar ai avut încredințarea că este de la Dumnezeu? Nu am mers pe principiul acesta. Eu îl pun primul între principii. Și să nu creadă cineva că va trage la sorți, se va duce la vreun proroc sau va recurge la orice altă metodologie de aflare a partenerului, că funcționează o astfel de alegere fără a avea cu adevărat o relație cu Dumnezeu, fără a fi sincer în căutările tale. Știți cazul din Genesa 20, am mai multe texte, dar nu vi le dau pe toate în a le citi în mod expre, unele doar fac referire tangentă la ele. La Bimelec a văzut pe Sara și cum era rândul la atunci, care el își permitea mai multe neveste. Dar n-a apucat să-i fie efectiv nevastă, că Dumnezeu i-a vorbit. O să mor. De ce l-a nevastă, că e al doilea? Luați cazul acesta așa puțin metamorfozat și tu ca băiat să spui ochii pe fată. Mi vreau să o iau. Și să spună noapte Dumnezeu în vis. Nu e a ta. Mor dacă e. Doamne, eu n-am știut că nu e a mea.
Deci, corect este să întrebi Dumnezeu, dar dacă ești cu inima curată și dacă nu întrebi, că ce ți s-a părut, că ți este clar, scrie în psalm că cel neprihănit de răsare o lumină în întuneric. Zice în psalmul 25, vorbim acum de principii și de proceduri, ceva ce contează în asemenea situații. 25 cu versetul 12. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul arată calea pe care trebuie să o aleagă. Alegerea căsătoriei este primordială. Trebuie să ne rugăm ca Solomon. Sau cum s-a rugat cei 11, care să fie al 12-lea? Și spunea Solomon în rugăciunea sa, Doamne, Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Câte analize, ce chestionare trebuie să completăm noi ca să aflăm adevărul ce este inima lor? Am întâlnit un austriac, se păcuise. Și cum sunt nemți, așa, vorba aceea, în soc de 7 ori să tai odată. Avea acesta spre 40 de ani și am venit și mi-a arătat un tabel despre o fată. 20 de calități pozitive, 15 negative sau ceva de genul ăsta. Și stea bietul el în cumpănă. Cine știe câte pagini de maculatură mai avea până la vârsta aia, nu? Dacă nu vine Dumnezeu să te ajute, e greu. Și tu poți să spui acum că nu e greu, dar s-ar putea să constați mai târziu că e greu. Scrie în Proverbe, în capitolul 3. Vă citesc de la versetul 5. Încred Domnul în toată inima ta, nu te vizui pe înțelepciunea ta. Aici n-are nimeni experiență. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Rămânem la Solomon. Eclesiastul 7, de la versetul 25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile. A fost foarte studios, regele. Am avut pace, n-a avut războaie, ca tatăl său. Cu gând să înțeleg, să adâncesc, să caut înțelepciunea, rostul lucrurilor, să pricep nimunia rătăcirii și a prostiei, a răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, a cărei sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea. Dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit Eclesiastul cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce îmi caut așa cum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Bietul de el. Era bătrân, avea 1000, dar tot mai căuta. Poate, poate găsește una bună. Că alea 1000 nu le-a luat pe toate într-un an. Și una într-o zi și nu termina, nu? Cred că le-a luat pe parcursul vieții. Una că e frumoasă, alta că știu eu, l-a atras. La alta în studiul lui, ia să văd din neamul ăla, nu fi mai bună. Dincolo, la vecin. O trudă fără rost. Dar ce frumos știm în Noul Testament, în Matei 1, despre Iosif, că neprihănit și-a pus ochii pe Maria neprihănită. Și când a constatat, ea însărcinată, normal, să se gândească așa, a vrut să o lase, dar pe ascuns. Și Domnul i-a vorbit noaptea, în vis. M-a dus în discuție acest caz, pentru că rezultă din Matei, capitolul 2, că în felul acesta vorbea Domnul lui Iosif. I-a vorbit tot în vis să meargă în Egipt, tot în vis să se întoarcă înapoi. Fiecare dintre voi ar trebui să aibă modalitatea lui de a fi călăuzit de Dumnezeu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Poate unul la Dumnezeu le vorbește în vise. Alții un frate, poate un proroc în care au încredere, au experiențe. Alții poate au experiența sorțului, a semnelor. Poate unii vor ca Gedeon o dublă mărturie. Și Dumnezeu se lasă găsit, e scris, cereți și vi se va da, bate și vi se va deschide. Căutați și veți găsi. Așadar, e importantă relația cu Dumnezeu înainte de căsătorie. Foarte important. Una cu a doua procedură.
Pentru că cei doi provin din familie și sunt membri într-o biserică, este indicat să beneficieze și de serviciile părinților și a slujitorilor. Oricum, până să vă treziți voi că e vremea să vă căsătoriți, părinții au acumulat rugăciuni pentru voi. În biserică se fac rugăciuni pentru tine, pentru căsătoria lor. Între slujitori pot fi oameni cu daruri. Părinții poate au și ei, deja cu experiență, modul lor de călăuzire din partea Domnului. În Geneza 24 cunoașteți episodul cum a plecat robul lui Avram. Sunt acolo. Vă las asta ca temă pentru acasă. Eu spui voi doar câteva versete. Nu avem un șablon și nici nu facem un șablon. Dumnezeu este atât de mare artist încât se pricepe la fiecare trebuie să facă ceva nou. Dar principiile rămân valabile. Apela la Dumnezeu. A beneficiat de serviciile celor din jur. Scrie în Geneza 24 că a discutat Avram cu robul și vreau să vă arate implicarea divină. Scrie în versetul 5, a spus robul ca un om chipzuit, doar răspunde de tăverea lui Avram. Poate că femeia n-ar vrea să mă urmeze. Să meargă Isaac acolo, versetul 6, nu? Care cumva să știu fiul meu acolo? Și atunci? Pe cine bizuim? Ne mă trimiți cu daruri. Versetul 7, Domnul Dumnezeu celor care m-a scos din casă dătului meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând seminții tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Aminte și varianta că fata nu vrea versetul următoare. Robul a înțeles, are experiență din casa lui Avram, cu altare, cu adrese de la Dumnezeu. S-a rugat, a pus un semn, foarte chipzuit semn. S-a împlinit cu exactitate. S-a dus în acea casă, l-a poftit la masă, a spus, nu mănânc până nu spun despre ce e vorba. Așa că băieții care tot vin la voi și tot puneți la masă și numai nu pot grăi. Noi, ai poftă de mâncare. Trebuie să spună ceea ce vor. Foarte importantă rugăciune aici. Aportul Domnului. De aceea rugul se roagă, versetul 27, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurare și trânciușia lui față de stăpânul meu. Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu, pentru că spunea el, versetul 14, fata pe care ai rânduit-o tu, și principiul avea, că a rânduit-o Dumnezeu. Deși Isaac era matur, avea 40 de ani. Și să nu crede cineva că Isaac era absurd, era naiv. Nu, Isaac a primit raportul de la rob, cu semne împlinite, cu declarația familiei, cu toate. Avram avea experiență cu tatăl său, când l-a întrebat tatăl unde e mielul, Domnul va purta de grijă. Mă uita unde e fata, Domnul va purta de grijă. Nu de mult cineva, un om, un profet a avut o vedenie pentru un tânăr. Un car care mergea să aducă o fată și fata a ieșit în drum. Și profetul, văzând derularea scenelor, a zis, dar tu de ce ești în drum acum? A știut că vine carul? A spus, da, am fost înștiințat. Foarte important. Și un al treilea aspect aici la procedură. Fiecare din cei doi trebuie să ajungă în mod distinct la o confirmare fără îndoială. Încredințarea băiatului nu e valabilă pentru tine. Spunea o fată la mine, a venit, nu doi, trei, și l-a spus că eu de la Domnul pentru ei. Eu zic, când? Pe rând, mă mărit cu unul, moare, vine al doilea, al treilea, la ce vârstă vii de rândul? Bă, nu se poate. El are încredințarea lui, de-a tu ai nevoie de a ta. În fapte nouă, scrie că i-a spus Domnul la Pavel să meargă în Damasc. Și dincolo îi zice Domnul la Anania, uite, trebuie să te duci acolo, în fapte 10. Trimite Corneliu la Petru, de-aia vorbește Domnul la Petru. Adică și la o parte și la cealaltă. Cum era dacă veneau trimișul lui Corneliu la Petru și Petru să spună, nu știu, mie Dumnezeu nu mi-a spus nimic. Hai să vedem, să-l întrebăm de acum.
Bun, o fată e normal să fie lăsată, să întrebe și ea pe Domnul, să se roage, să primească în credințare ei. Dar să se ajungă la o claritate. Nu prieteniile, acea cunoaștere numai între tineri, sunt procedura recomandată. Se joacă teatru la prietenii. Se aprind doar sentimentele. Uitați-vă de când au început prieteniile, istoric vorbind, după al doilea război mondial, câte eșecuri, ce căsătorii slabe. Uitați-vă la imoralitate, la rata divorțurilor. Știți, Samson s-a căsătorit fără să bage în seamă ce a spus tata și mama, fără să ține cont de ce e scris, era filistean. Mi-o luați? Că-mi place. În țară? Eu sunt judecător. Unde se reclame? A luat-o. A plâns în el toate zilele ospățului. Și apoi s-a întors acasă singur. A venit să întorce înainte de ospăț. Și a fost dat altuia. Socrii avea alte principii filisteni, ce să mai spui. Nu acceptați aceste proceduri. Citeam într-o carte, un scriitor american, o femeie, recomanda fetelor, când ies cu băieții în oraș, să nu se vândă ușor, să nu accepte imediat atingeri sau alte lucruri mai vinovate. Și mă întrebam, dar de ce le spune să iasă cu băieții în oraș? De ce nu le spune la fete să stea niște de acasă și un băiat serios o va aborda într-un mod oficial? Azi iese cu una, mâine iese cu alta sau iese cu aceeași de 10 ori. Și apoi ea se întreabă, până la urmă, unul sau amândoi se îndrăgostesc. Încă nimeni au vorbit concret de căsătorie, sentimentele sunt aprinse. Dar ținem cont de aceste proceduri. Scrie în cartea Rut că era acolo o rânduială anume. Legea leviratului. Dacă murea unul, trebuia rate să se ia pe văduvă. Au fost acolo niște proceduri. Rut n-a luat înainte să arunce în brațul lui Boaz și nici Boaz n-a trecut peste rânduire. Zice, rămâi aici, stai liniștită, este un altul înaintea mea, vom vorbi cu bătrânii cetății și toate s-au făcut după acele rânduieli și a fost siguranță. Nu intrați în faza de logodnă cu romantisme, ci cu o siguranță venită de la Dumnezeu și cu asigurări și asistentă din partea celorlalți factori. Aici mă refer la părinți și la slujitorii bisericii. Dau nu ei, vor spune. Ei doar mă asistă de pe margine. Drumul Dumnezeu îl poate da. Direcția voi o alegeți. Cu sau fără Dumnezeu. Trecem la punctul 2. Logodna. Citeam că un scriitor, un teolog spunea, ar trebui îndeplinite 6 criterii preliminare pentru o logodnă după voia lui Dumnezeu. 1. Cei doi să recunoască faptul că aparțin pe deplin Domnului Iisus. 2. Fiecare să fie convins că sunt hotărâți de Dumnezeu unul pentru altul. 3. Ambii să aibă binecuvântarea și consimțământul părinților. 4. Ambii să fie sănătoși din punct de vedere fizic. 5. Să dispună de mijloacele materiale pentru întemeierea unei case. Și 6. Vârsta, educația, cultura și deprinderile să fie compatibile, să se potrivească. În faza logodnei, trebuie să existe deja între cei doi o legătură spirituală și sufletească. De aceea e foarte important să se discute cu maximă sinceritate realitățile complete ale existenței lor spirituale și fizice până la acea vârstă. Nu poți o viață întreagă să te ascunzi unul de celălalt. Trebuie să știe cine ești pe dinăuntru și pe din afară. Asta mai întâi între cei doi, în mod desăvârșit, transparent. Scrie în Osea, în capitolul 2, un principiu de logodnă stabilit de Dumnezeu. Citesc de la versetul 19.
te voi logodi cu mine pentru totdeauna. E definitivă, e irreversibilă această lucrare. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate, îndurare, te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Și voi puteți spune aici numele fiecărui în cauză. Vei ști cine sunt. Din partea mea, hotărârea este definitivă. La logodnă cel târziu, chiar dacă nu cunosc de amănunte cum trebuie să se știe cei doi să se cunoască unul pe altul, e necesar să cunoască și cele două familii de origine și slujitorii, realitatea spirituală, socială, economică a cuplului în formare, precum și proiectele lor. Important să întrebăm, veți rămânea membri aici? E normal ca părinții să întrebe, veți rămânea în țară, plecați în altă parte? Poate una sau unul este încă la școală, veți continua studiile? Care este situația ta economică? Nu cumva ai datorii la bancă sau dacă nu ai alte procese sau știu eu ce alte probleme pot să apară? Repet, nu se poate o viață întreagă să fie ascuns. Mi-a povestit cineva, nu vă spun lucrul la mâna a doua, un păstor tânăr pus în slujbă, s-a venit un bilet la amvon și a spus, frate, milele de astăzi am mai fost căsătorit. N-a știut ce să fac. S-a derulat nunta, tot erau acolo. Mireasa nu știa ce gust a avut după aceea. Vă dați seama. Cum a reușit să o inducă în eroare? De bună seamă, n-au fost implicați slujitorii de unde venea. Nu s-a făcut o investigare a realităților. Cunoașteți cazul gabauniților. Cu traista veche, cu pâine mucegăită, deși eu nu pricep cum traista și pâinea se învechește deodată. Pâinea se învechește 3 zile, traista dă un volum și material. Așa dacă e din... și din baie tot ține mai mult, nu? Deci pare că nu au fost atenți. Știți că scrie că a aflat. După ce a mâncat. După masă, bunonia deja făcută înainte de masă, tardei. Și-au dat cuvânt. Că și dacă l-ai făcut-o fără voia Domnului, are aceeași valabilitate, nu mai poți rupe. Am întâlnit și varianta asta. Frate, eu mă pot despărți că n-a fost de la Domnul. Degeaba, semnătura ta, ți-ai dat cuvântul. Peste generații, Saul a vrut să omoare pe gabaonii, să-i taxeze. E râvnă pentru poporul Domnului. Și a venit 3 ani de foame de peste țară și a trebuit să spânzure din urmașii lui Saul. Când a respectat un cuvânt, am înșelat. Aia e vina lor. Vina ta este că ai semnat. De aceea trebuie să fim atenți. Cum vă dădeam cazul lui Boaz. A calculat, a spus, celălalt a zis, bine, o iau de nevastă. Vezi că dacă o iei de nevastă, trebuie să rezolvi vreo cu moștenirea. Ei, atunci nu mai au. Păi, gândește-te. Ești gata sau nu? Poate ție fata ți este dragă, ea probabil are o boală, probabil are o anumită datorie față de părinți, să-i îngrijească. Păi trebuie să știm asta. S-a întâmplat undeva la o nuntă, mireasa a îndosit din bani. Mi le-a aflat, șoc, familia lui. De ce ai făcut-o? Am avut niște datorii. Am vrut să le acopăr, că nu numără nimeni banii. Și a spus, dar aș fi fost în stare să mă bag rob pentru tine. Da, să trec peste fapta aceasta. De aceea vă spuneam că lucrurile trebuie să fie la lumină. Investigații, sinceritate și mai presus de toate ochiul Domnului care le vede pe toate. Domnul poate să împiedice astfel de lucrare. Știu un caz din Bihor, când o fată era pe punctul să se nerocească, familia ei era, ea zicea că vine moarte sau că e după mormântare, nu așteptau ca nuntă. A intrat în poșul rugăciunii și pare mi-s cu 2-3 zile înainte de nuntă, Dumnezeu a intervenit și s-a blocat totul. S-a dat lucrurile pe față. Dacă totul este ok, cum spunem noi, așa, pe scurt, logodna se încheie prin acceptul celor doi, îi întrebăm.
și cu binecuvântarea familiei, care ați mai fost unde participă la logodnă. Îi rog pe părinți să aibă un cuvânt de binecuvântare, frații, surorilor și lor doi, băi, hai, binecuvântați și voi, că așa scrie în Biblie, că o binecuvânta pe Rebecca cu toți. Apoi, știți ce? Spun după aceea, le dau probă la cei doi acum, vă am divulgat procedura. Să văd ce sunt în stare să spună părinților, vreau să-i cântăresc cât sunt de maturi. Cu emoții o fac, știu, dar dacă vreunul nu știe nici să spună mulțumesc frumos la mama lui și la mama ei sau invers. Da, dacă nu-i matura cum am, atunci mai bine îl școlăm cu mare regim de urgență și trece și el clasa. Și nu mai spune la nimic, a luat premiu sau mențiune. Promovat. În Genesa 24, după ce băiatul, să spunem așa, sau familia băiatului, cum a fost aici editorul acesta, s-a văzut cu mandatul îndeplinit, cu siguranță, s-a închinat Domnului, a mulțumit, scrie de la versetul 54, după ce au mâncat, a avut și oamenii care erau împreună cu el, s-au culcat dimineața când s-a sculat robul, a zis, lăsați-mă să plec, să mă întorc la stăpânul meu. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile pe urmă, nu poate să plece. El a răspuns, nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea, lăsați-mă să plec să mă duc la stăpânul meu. Atunci i-au răspuns, să chemăm și pe fată, să o întrebăm, că n-a bucat să aibă un consiliu de familie. Au chemat dar pe Rebecca, dar ea știa de la fântână. Vrei să te duci cu omul acesta? Da. Vreau, a răspuns. Și-au lăsat pe sorul Rebecca să plece cu doi căi, cu orgul Avram și cu oamenii lui. Au binecuvântat pe Rebecca și au zis, o, sora noastră, ajungi mama mii de zeci de mii și sămânța ta să stăpânea cetățile vrăjmașilor tăi. Rebecca s-a sculat împreună cu sluncile ei, au îndălecat pe cămine și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebecca și a plecat. Vorba aceea, fetele sunt precum salcea, unde o pui acolo să prinde? Așa e lăsat de Dumnezeu, că dacă nu s-ar putea desprinde, cine ar face? Ar jeli după mama sa. E normal, să lase și băiatul, evident. Dar aici a fost un caz în care a plecat fata în altă țară. A plecat fete din România, în America, în Australia. E ceva natural, numai să fie și o încredințare deplină. Și am ajuns la cununie. Anuntă, dacă ar fi să luăm întreg ansamblu. Cununia este o unire heterosexuală, ceea ce înseamnă un bărbat și o femeie, realizată de doi tineri, desăvârșită și pecetruită de Dumnezeu. Iată ce scrie în Isaia, în capitolul 62, versetul 5. Nu doar prima parte a versetului, dar este relevantă. Cum se unește un tânăr cu o fecioară. Spuneam că la vârsta asta unire cea mai ușor, cel mai plăcut de realizat. Dar trebuie să fie totală. Rămâne tot în profeți, Maleahii, capitolul 2. Poate vouă vi se pare, frate, dar de ce insiști să fim atât de categorici și de definitiv în ceea ce facem? Pentru că ne bat la ușă divorțurile. Alții nu divorțează, dar împăcăm pe ei. Că nu se înțeleg și le pare rău că s-au căsătorit. Când oamenii care mai cu ani în urmă erau rare și în societatea românească. Maleahii 2, de la versetul 14. Domnul a fost matur între tine și nevastă, între rețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta o care a încheiat legământ. Este 15 partea a luat seama, dar în mintea voastră, nici acolo nu voi să strecoare ceva. Și niciunul să nu fie necredincios, neveste din tinerețea lui. Tu ți-ai luat-o. Tu l-ai acceptat. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul. Să vă fie clare lucrurile astea. Noi le putem predica și la nuntă, dar acolo... Ce să spui? Fratele Tipei a povestit odată aici, în sala de mese, la o logodnă, că
a participat la o logodnă și numai nu venea tânăra. Păi duceți-vă, că eu scap trenul. Pe când a venit, s-a întrebat, o vrei? Nu mai vreau. N-a mai vrut. Și nici n-a revenit. Și nu s-a păstrăit. Decât mai târziu, mai bine atunci. Am întâlnit situații în care un om logodna sau înainte s-a dezis de celălalt. Vă dați seama, cel care dorește rămâne sfâșiat. Dar n-ar fi fost mai mare riscul să rupă legământul după aceea, după nuntă? Bineînțeles, va să mai fie și însărcinat. De aceea, întrebările astea, chiar dacă sunt mai stufoase sau mai concise, trebuie să le înțelegeți consistența și să fiți conștienți. Știți cum întrebe umilii? Mai întâi informezi despre cadrul cerești și pământești și spui îndeplină conștiență, libertate și din dragoste. Accepți această relație. Și în urma răspunsurilor care se statuează pe niște încredințări, a rugăciunii, a numele Domnului care îl invocăm, se produce acea uniune. Ceva ce nu se mai poate rupe. În înțeles original, expresia Adam s-a unit cu Eva înseamnă s-au născut împreună. Ca siamezi. Așa rezultă din unirea celor doi. Mi-am notat așa pentru voi o întrebare mai lungă și un răspuns mai lung, ca să arată mai mult decât s-ar putea înțelege prin vrei sau nu vrei, cum am întrebat-o pe Rebecca, așa, scurt și la obiect. Vă veți iubi, vă veți consola, vă veți respecta, vă veți cinsti, veți fi împreună la bine și la rău, în sănătate și în boală, renunțând la orice altceva, vă veți păstra unul pentru celălalt atât cât timp veți trăi? Și un răspuns pe măsură ar fi, da, mă angajez ca în sinceritate.